Familia unei femei decedate în urma vaccinării anticovid primește 77.000 de euro de la statul italian. Tânăra se vaccinase cu AstraZeneca. Francesca Tuscano, o profesoară în vârstă de 32 de ani din Genova, Italia, a murit pe 4 aprilie 2021 după ce s-a vaccinat împotriva COVID-19 cu un vaccin produs de compania AstraZeneca. Femeia a făcut o reacție adversă foarte rară și severă. La un an de la decesul ei, familia poate primi daune de 77.000 de euro, relatează observatornews.ro. Cauza morții, tromboză cerebrală, la un an de la deces aflăm cuantumul despăgubirilor de stat, 77.468 de euro destinate rudelor îndreptățite să le solicite, în cazul în care decesul părții vătămate a fost determinat de vaccinare, relatează sursa citată. Investigațiile realizate după deces au stabilit faptul că Francesca și-a pierdut viața din cauza unei tromboze cerebrale. Această afecțiune apare atunci când un chiac de sânge duce la formarea unei hemoragii la nivelul sistemului nervos central și, fără un tratament corespunzător, duce la deces. Femeia s-a vaccinat pe 2 aprilie 2021, iar după a acuzat o serie de dureri de cap severe și în cele din urmă a fost găsită inconștientă de părinții ei. Două zile mai târziu, medicii de la Spitalul San Martino din Genova i-au declarat decesul.